Suntem în seria Frecvența potrivită. Frecvența potrivită. Și am văzut, duminicile trecute, cum Dumnezeu ne vorbește, cum alege, e dorința Lui, inimii Lui să ne vorbească. Mai mult zic, de, mai mult de atât. Când ne naștem din nou, primim abilitatea de a-L auzi. M-ați auzit? Nu există. Dacă te-ai născut din nou, primești abilitatea de a-L auzi pe Dumnezeu. E ceva natural. Așa cum se naște un copil, nu? Dacă nu are probleme, atunci aude. Noi îl auzim pe Dumnezeu în momentul în când ne naștem din nou. Și lucrul ăsta devine, am spus că e natural și se dezvoltă. Pe măsură ce ne maturizăm, auzirea lui Dumnezeu devine ceva obișnuit. E adevărat? Devine ceva normal. Cine de ei se mai miră că auzi? Se întâlnește cu tine pe stradă? Bună! Bună! Hei! Mă, tu auzi! Mă, tu auzi! nu normal să aud? <gână -i> Înțelegeți? E ceva natural. Apoi am văzut care sunt piedicile sau ce mă împiedică pe mine să aud vocea lui Dumnezeu. Păi, în primul rând, mă împiedică dacă nu cred. Dacă n-am credință, Dumnezeu nu o să insiste că vorbește. Te las pe tine să te... Dumirești? Să n-ai credință, să nu-l asculți de asemenea, și pur și simplu să fii prea grăbit. Vi s-a întâmplat să fiți prea grăbiți și să nu-l auzi pe Dumnezeu? Mie mi-e da. Mie e da. Și cred că am pierdut mult din cauza asta. Când ești prea grăbit să faci lucrurile ale tale, ale lui Dumnezeu, ale cui vrei tu, ca să-l auzi pe Dumnezeu, oprește-te. Că ai nevoie să-l auzi. Amin. Pentru că altfel nu ești în relație. Apoi am văzut, voi vă luați notițe, ca să mă verificați. Am văzut că trebuie să-ți programezi întâlnirea cu Dumnezeu. De acolo așa, așa am avut așa a, pentru scurtă vreme că am văzut că nu merge. Lasă că văd mai târziu dacă, adică văd cum e programul și atunci am bag, ori la prânz îmi bag, ori dimineața, ori seara, timpul cu Dumnezeu. Credeți-mă, după 21 de ani, de timp cu Dumnezeu, indiferent că sunteți de noapte, de zi, <laughs> dimineața e timpul cel mai bun. Pentru că dă gustul zilei, dă direcția zilei și noaptea. care nu puteți dormi, vă spun un singur lucru. Există un leac, citiți Biblia, fraților, va doarme. Vă a doarme. Nu există. Dacă sunteți aveți probleme cu somnul, nu luați pastile, luați Biblia. Și adorm de numă. Și diavolul o să vrea să adormi. Facă tot posibilul. Cât mai repede. Dimineața aici mai bine, seara e foarte bine. Dar nu doar seara. Amin? Ok, ce facem? Avem programare cu El, cu Dumnezeu. Citim cuvântul, ne închinăm. Da? Ne închinăm. Ce înseamnă să ne închinăm? Să-i mulțumim pentru cine e, Câteodată o să-ți vină să, vine să mulțumești pentru un fir de iarbă. Cât oricât de infantil ți se pare lucrul ăsta, e un lucru bun. Pentru că îi mulțumești Creatorului pentru creație. Poate uneori o să-i o să mulțumești pentru că îți place micul dejun și ți-a plăcut ce ai mâncat. Oricât de ciudat ar fi și infantil, e un lucru bun pentru că îi mulțumești celui care aprovizionează viața ta. Amin? Indiferent pentru ce îți vine în cap să-i mulțumești, mulțumești, și Nu zici, Doamne, îți mulțumesc că ai creat cerul și pământul și după ce zici poezia, amin, m-am închinat. Nu, nu-i despre asta. Ce îți vine în minte. Acel lucru pentru care ești recunoscător, închine-te, mulțumește și spune, Doamne, îți mulțumesc pentru familia mea, pentru ce vrei tu să faci. Amin? Pentru că respiri. După ce te închini, citești cuvântul, te rogi, ce faci? Ajungem la faza cu vorbitul. Pentru că în timp ce tu citești, Dumnezeu îți vorbește. Și tu ce faci? Îți notezi ceea ce crezi că îți vorbește. Dacă nu faci asta, nu o să ajungi la faza... Am zis că e și despre maturizare. Dacă nu faci faza asta, nu o să ajungi la faza aia în care îți dă mai mult și mai puternic. Mă înțelegeți? Și Marin și eu avem caiete întregi scrise. El a găsit, nu de mult un caiet de 30 ceva de ani. A fost incredibil. A fost incredibil câtă înțelepciune a putut să aibă. Eu nu mi le mai găsesc, m-am tăiat de prea multe ori. Sau, poate mi s-a că e important, ai fost așa, <răzări> între mine și Dumnezeu și atât. Dar e așa de fain să păstrezi lucrurile astea, să vezi, mă, ce lucruri minunate îți vorbea Dumnezeu acum 30 de ani. Ce fain, Dumnezeu e același. E același. Spune cum mine, Dumnezeu e același ieri și azi și mâine. Așa că, scrii. Ok. Și când primești un cuvânt de la Dumnezeu, orice mesaj, ce faci? Îl verifici cu ce? N-am o Biblie, dar în Biblie. Am aici, vreau să zic. Dar verifici cu Biblia. Acasă, eu asta, fac. După ce îmi fac Devo, iau versetele din Devo, îmi deschid Biblia, a mea de hârtie, și de acolo citesc restul. Tot capitolul și cerul Dumnezeu să-mi vorbească în continuare. Ce faci? Verifici cu Biblia, cu caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va vorbi ceva împotriva caracterului lui, principiilor lui și a Bibliei. Da? Asta să fie clar. Și apoi ce faci? Avem nevoie de o confirmare compusă din trei părți. Biblia și caracterul lui Dumnezeu, autoritatea, prieten, cunoscut, care știi cu adevărat că e neutru și stă cu Dumnezeu, are o relație cu Dumnezeu și pacea din inimă. Dacă ai pace, Vă spun sincer, am avut câteva situații în viața mea în care am crezut că Dumnezeu mi-a vorbit, mă, dar mă prăjeam în interior. Mă, încerca să mă conving pe mine însă. A, ați, în, vi întâmplat asta? Parcă încercam să mă conving și cu cât încercam să mă conving, nu mi așa. Și nu eu aveam pace. Pentru că nu era cuvântul lui Dumnezeu. Nu era ceea ce îmi vorbea Dumnezeu. Ok, astăzi Vom vedea cum gestionăm cuvântul vorbit de Dumnezeu. Atenție, vorbit, nu scris. Și ca să știi cum să gestionezi cuvântul vorbit de Dumnezeu, trebuie să faci ceva, Eu o condiție înainte. Să gestionezi bine cuvântul scris al lui Dumnezeu. Pentru că toți vrem să-l auzim pe Dumnezeu lasă, deci vreau din Biblie, dar vreau și eu așa să-l aud. Vreau să am o viziune, vreau să am un vis, vreau să aud o voce. Vreau să-mi vorbească Dumnezeu. Ca să ajungi la relația aia, trebuie să ai onoare și respect față de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Dumnezeu altfel nu va Îți va vorbi o dată, de două ori, nu se va opri. Pentru că tu trebuie să înveți acest principiu. Dumnezeu vorbește cu vocea lui când tu împlinești ce El a zis cu vocea așa a fost scris. Și ți-a rămas. Amin? Deci asta să nu uităm. Este foarte important, pentru că indiferent cine suntem, ce vârstă avem, de unde venim, care ne edu ce educație ne-am făcut, ce etnie suntem, nu contează. Biblia e la fel. Vedeți ce lucru mare ne unește? Ne unește ceva ce e plin de viață. Cuvântul. E la fel pentru fiecare din noi, e la fel. Și asta ne unește și mai tare. Noi trebuie să împlinim ce este scris înainte să ne vorbească Dumnezeu. Și credeți-mă, Dumnezeu e Tatăl, spune cum mine, Dumnezeu e Tatăl meu. Tatăl nostru abia așteaptă să vorbească cu noi. Abia așteaptă. E dorința lui să ne vorbească mai mult decât ce este scris. E în inima lui să ne vorbească. E cine e el. Nu trebuie să ne rugăm de el să ne vorbească. Nu trebuie să-l implorăm, să plângem, să ne tragem de păr. El își dorește asta. Dar înainte de asta, tu trebuie să începi să împlinești ce deja a scris. Ce... Pentru că gândiți-vă, cum ai împlinit tu ce îți vorbește el? Dacă n-ai împlinit ceva ce deja el a zis. Mă înțelegeți? Deja ți-a vorbit, deja. Ați vă dau un scenariu. În care am fost majoritatea, adică măcar. Dumnezeu dimineața îți zice, dă versetul ăsta cuiva. Da? Tu nici nu știi, dar el știe. Dar tu nu știi că exact același verset va fi în Devo. Mă, el știe, dar tu nu știi încă. Și când îți zice să faci asta, tu zici, mă oare, nu, cred că nu știu dacă mi a vrut Dumnezeu. Nu sunt sigur. Că nu știu, oare să-i ceară confirmare? Mă, dar dacă, dacă, totuși nu-i să las, că poate altă dată când o să au mai clar vocea lui, Doamne, fii tu mai clar, ca să fiu sigur. De parcă e ai dat, nu știu ce, dacă în cap cu ceva, știi? Deci e doar un verset, îl trimis prin mesaj sau, mă rog, ceva, încurajare. Și tu îți faci atâtea scenarii, dacă e, dacă nu e, dacă e, dacă nu e. Lasă-mă, mai bine ri să, să faci asta decât să ri și să nu. Dar tu nu trimiți versetul, pentru că ești plin de îndoială și te gândești, mă, poate a fost doar un gând. Și când citești, după aceea vă zici, dar Dumnezeu, ce face? Lasă pe persoana aia fără mesaj? Nu. Alege pe altcineva. Și îi spune, uite, trimite versetul ăsta la cutare, că vreau să-l încurajeze. Ați trece printr-o problemă și are nevoie de un cuvânt. Și persoana a zice, da, Doamne, mai bine risc să, să râdă ăla de mine, să zică, tu ce ți apucat să-mi trimiți versetul ăla? Sau, da, și cu asta. Decât să zic, n-am ascultat de Dumnezeu. Din, din prea multă mândrie sau frică de oameni sau frică de ridicol, oricare ar fi. Acum aici în biserică ne gândim toți, decât să îmi fie frică, să am frică de ridicol, mai bine am frică de Dumnezeu, nu? Așa gândim aici de afară. <laughs> Și persoana aia dă versetul persoanei care trebuia să-l primească. Și data viitoare, când Dumnezeu mai vrea să vorbească cuiva, la cine va merge? La cine a făcut? Credeți-mă că așa e. La cine a ascultat va merge să-i trimită mesajul, nu? E logic. E adevărat? Care aveți doi copii, sincer. Pe cine e strigat să facă ceva? Pe ăla care zice tot timpul nu? Sau pe ăla care știți că face? Sincer. Eu, una, totdeauna strig pe aia care știu că face. E, pare ca un abuz, nu? Că cealaltă și aia zice, dar numai pe mine mă trimiți. Păi da, pentru că tu faci. Normal. Ok. Amândouă fac asta. Așa. Tân, Întrebarea mea este, cum gestionăm ceea ce Dumnezeu vorbește? Vă întreb eu, cum gestionezi? Cum? Nici nu vă pun să ridicați mâna. Nici nu vă pun. Dar, când este vorba de auzit, este întotdeauna vorba și de împlinit. Dacă tu vrei doar să-l auzi pe Dumnezeu ca să te simți confortabil, să te simți în siguranță, să zici, mă Dumnezeu, încă e cu mine, când vorbește, atunci nu să se întâmple. Pentru că auzirea e legată de împlinire. Hai, că acum toți greșim și Dumnezeu e un Tată bun. nu pot să zic, nu pot să zic că întotdeauna am făcut ce mi-a zis. Nu pot să zic asta. Mi-am propus, mi-am dorit. Am încercat, m-am străduit, dar n-am cum să spun că întotdeauna am făcut ce M-am străduit cât am putut de mult. Trebuie să știm asta. Primul lucru, când e vorba de împlinire. Gestionează ce auzi. Gestionează ce auzi. Am făcut în liceu contabilitate economie și știu că acest cuvânt gestionează, se referă la administra ceva ce ai primit. E adevărat? Gestiune. E să ai, să deții ceva ce ai primit și să administrezi lucrul ăla. E adevărat? E important să înțelegem asta. Dumnezeu nu ne cere, pentru că când zici gestiune, te gândești deja la finanțe. E adevărat? V-ați gândit deja la finanțe? Nu? Așa te gândești, la economie, la finanțe. Dumnezeu nu ne cere să gestionăm doar finanțele noastre. Să ne dăm zeciuielile în casa lui, dărnicia, să avem o inimă bună, miloasă, să practicăm um, măsura cu care dăm, mi se va da. Înțelegeți? Nu ne cere doar asta, el ne cere să gestionăm și darurile pe care le primim, și talentele pe care le primim. Totul e în gestiune. Nu e nimic de la noi. Amin? Și mai mult. El ne cere să gestionăm ce-am auzit. Când Dumnezeu îți zice ceva, să fii sigur că zice pentru ca să faci. Nu doar ca să fii bine informat, nu doar pentru ca să nu te simți singur. Poate să zic că te iubesc? Țin minte odată eram în baie și mă simțeam într-un fel la nume. Așa de au, clar am auzit vocea lui, ești așa de frumoasă. Într-un moment în care eu nu mă simțeam deloc așa, mi am zis, Doamne, serios, ce moment ai găsit? A fost așa de important pentru mine. A fost așa de important pentru mine, dar mai important decât faptul că am auzit, a fost faptul că trebuie să și cred. Nu doar să aud, amin? Și momentul în care crezi, se întâmplă lucrurile în viața ta și aplici. Amin? E foarte important asta. Vreau să citesc un verset. Dar ați nu? Cu ce măsură vei măsura, cu aceea ți se va măsura. Și ăsta este un... Faza asta cu măsura este, se relaționează în Luca 6 la finanțe. Hai să vedem în Marcu. Este aceeași expresie. Aceeași expresie. Fiți atenți la ceea ce auziți. Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Și vi se va măsura și vouă care auziți. Vouă care auziți, vi se va adăuga și mai mult. Mă înțelegeți? Celui ce are, îi se va da și mai mult. Dar de la cel ce n-are, îi se va lua chiar și ceea ce are. Undeva scrie chiar și ceea ce crede că are. Pentru că nu e nimic al nostru. La ce mă gândesc eu când citesc versetul ăsta? La următorul lucru. Când Dumnezeu îți vorbește ceva, dacă nu administrezi bine ceea ce îți vorbește, ți se va lua și ceea ce crezi că ai. Mă înțelegeți? Dacă nu l-ai auzit pe Dumnezeu de ceva vreme, este pentru că n-ai făcut ce ți-a zis, n-ai administrat ce ți-a dat și atunci ți-a luat și ceea ce aveai înainte. Este simplu versetul. Nu ai nicio interpretare. Sunt un om care gestionează bine felul în care au pe Dumnezeu sau îmi zice ceva și zic lască, mâine lască, pe mine lască, lască. Trece un an. Și te gândești, mai e. Eu sunt bine cu Dumnezeu, dar nu mai vorbește. E pentru că ți s-a luat? Mai ales dacă faci asta în tot timpul. Nu vreau să existe aici niciun, niciun sentiment, nici o nano bucățică de vinovăție în locul ăsta. Nu vreau să existe aici. Și vinovăție, în numele lui Isus îți porunce să pleci. Nu vorbim despre vinovăție aici, nu vorbim despre ce n-am făcut. Vreau să înțelegem ce trebuie să facem. Amin? Vreau să luăm adevărul lui Dumnezeu, să-l punem adânc acolo, în inima noastră, ca el să crească, să facem ce ne zice. Pentru că acolo e bine cuvântarea. Sunt zece căi prin care vorbește Dumnezeu. Sunt mai multe, de fapt. Dar eu o să zic zece. Poți să adaugi, tu toate felurile în care deja ți-a vorbit. Amin? Prin Biblie, da? În timp ce citești Biblia, îți vorbește. Da? Prin circumstanțe. Știm la Iona cum s-a întâmplat, nu? De fapt, la Iona a vorbit în multe feluri. Unul a fost, a fost prin circumstanțe. Prin sfaturi. Prin sfaturi. Prin pace. A zis pastorul Marin. Îți vorbește prin pace. Îți vorbește prin oameni. Nu, referitor la pace. Spune, pacea lui Hristos să locuiască în voi. Când faci ceea ce spune Dumnezeu, pacea se instalează, da? Prin oameni, am zis, prin vise și viziuni. Dumnezeu vorbește prin vise și viziuni. Săptămâna, săptămâna trecută, când am fost uh, liber, m-am trezit într-o dimineață, cred că era 5, și era, nu era încă uh, chiar lumina afară. M-am trezit, am avut o viziune și apoi m-am culcat înapoi. Am văzut așa, două aluaturi pe care mâinile le frământau. Într-o bucată de aluat nu se mai punea nimic, nici făină, nici apă. În cealaltă se adăuga mereu făină și apă. Atât am văzut. Când am stat cu Dumnezeu, am zis, Doamne, despre ce este asta? Și Dumnezeu mi-a zis așa, două lucruri. În primul rând, dacă tu ca om nu adaugi făină și apă, cuvânt și Duh Sfânt, tu devii un om frământat. Vedeți, frământat are două înțelesuri. Ești frământat când nu adaugi și te simți frământat, te frămânți în interior, devii un om rigid, îngrijorat, rigid, un aluat frământat prea mult și în care nu devine glutenul la se întărește, poți să dai cu el de pereți. Nu mai bun de nimic. Când noi nu punem cuvântul și Duhul Sfânt în noi devenim oameni frământați. Cine vrea de ei să fie un om frământat? În sensul de frământat. <laughs> Înăuntru. Nici unul din noi. Vrem să fim afânați. Dar dacă punem ce trebuie, creștem. Și celălalt lucru pe care mi l-a zis Dumnezeu este când ceri ceva de la biserica ta, orice, când aștepți ceva de la biserica ta, Asigură-te că ai pus înainte ceva. Amin? Pentru că noi oamenii vrem tot timpul să primim. Aia, aia, aia. Dar tu asigură-te că ai pus tu valoare, ai adăugat tu făină apă, adăug, ai adăugat tu ceva înainte să pretinzi. Și atunci va fi mereu ceva pufos și minunat. Amin? Așa de mult m-am bucurat pentru că eu am aplicat asta și la copiii mei. Am zis, Doamne, nu pot să cer dacă nu pun. Nu poți să cer, fiți așa, fiți așa, dacă nu pun valoare. Și Dumnezeu mi-a zis, adaugă valoare mai mult decât aștept să facă. Și atunci se va întâmpla. Amin? Ok. Prin gânduri, prin manifestări naturale, nu? Auzi cum a fost tunetul când a fost un tunet și s-a auzit de fiul meu prea iubit. Prin manifestări supranaturale. Nu să vezi un, un, tufiș care arde și iese o voce de acolo, nu e supranatural. Sau să vezi o lână care Serios Sau un măgar care vorbește Deci e destul de supranatural Sau Printr-o șoaptă suavă Cum a fost cu Elisei mă O rog, șoaptă suavă Vi s-a întâmplat să aveți așa un gând suap? Hai să mă dau la parte să faci poză Să faceți poze Atât Ați avut șansa Dacă nu sunt și eu aici Mă, dar nu văd. Știi? că adică nu vă mai las decât dacă mă auziți. Mă auziți? Știați că în momentul ăsta, în afară de mine, mai sunt, mai sunt voci? Liniște. Le auziți? Da, sunt. În afară de-a mea. Sunt. Dacă dai drumul la radio, auzi ceva? Dacă te pui pe o anumită frecvență, auzi vocile alea. E adevărat sau nu? Pentru că dacă zici, mă, asta e dusă, nu au nicio voce, nu vocea ei și cine mai zice, amin. Sunt o grămadă și o mulțime de voci în această încăpere. Dacă te acordezi pe o frecvență, le auzi. Dacă nu, nu. La fel e cu Dumnezeu. Poți fi aici, poți să bazi din palme, poți să zici amin la cinci minute, poate nici nu trebuie să zici amin și zici, că te-ai să zici. Odată am zis. <laughs> nu am deloc atentă la ce înseamnă. După aceea m-am gândit, mă, ce-o fi zis? <laughs> Mi s-a părut de așa că pot să zic aminte. Dar... <laughs> Vă simțiți așa? Vă simțiți vinovați un pic, nu? Și voi, hai, hai, hai. Uneori suntem aici. Vreau să vă spun încă ceva. Deci am zis, vinovăția e afară. Unde e vinovăția? În afara teritoriului și acestui perimetru. Amin? Uneori nu ne place să venim nici la închinare. Știți de ce? Pentru că nu vă conectați la frecvență. Pentru că atunci când ești conectat la frecvență, vrei să fii la închinare. Nici, vreau să știu cine a întârziat azi la închinare. Jumate din voi. Sincer, când nu ești conectat pe frecvență, închinarea nu face sens pentru tine. Dar când ești conectat, vrei să fii acolo. Vrei să fii acolo, că e prezența lui Dumnezeu, amin? Poți să fii aici și să nu auzi vocea. Poți să fii aici și să te gândești la lucrurile pe care le-ai lăsat acasă sau planurile tale de săptămână asta. Poți să fii prezent, dar să nu, nu fii pe frecvență. Și în felul ăsta n-auzi vocea, nu vocea româniei, vocea. Nu vocea. Vocea. Vocea Creatorului. Amin? Care a vorbit și în timp ce a vorbit s-a întâmplat lucrurile. S-a întâmplat creația. Vocea aia care a zis să fie lumină este vocea care vrea să vorbească cu tine. Ce lucru minunat e asta. Mă incredibil. Îmi vine să plâng de bucurie. Vocea aia care a zis să fie lumină, să fie stea, să fie cutare, să fie cutare. Vrea să-mi vorbească mie. Eu trebuie doar să mă acordez pe frecvența lui și îl aud. Să fiu atent. Să zice, fiți atenți. Ne și zice ce trebuie să facem. Fiți atenți. Fiți atenți. Amin? Ok. Și în Eden erau mai multe voci care vorbeau lui Adam, nu? Vocea lui Dumnezeu și vocea lui Satan. La fel este și cu noi. Interesant că satan este numit de Biblie prințul văzduhului sau al aerului. Știați, nu? Nici nu mă mir. Pentru că, gândiți-vă la scenariul ăsta, nu vi s-a întâmplat să ziceți ceva cuiva și să treacă prin aer ceea ce zici, nu că ca să vorbesc, acum o zim așa, dar știm că trebuie să treacă prin aer și ia timp până ajunge sunetul, nu? Ia timp până ajunge la eu vorbesc cu tine și la urechea ta până ajunge, ajunge altceva. Eu vreau să te încurajez și tu zici, iar m-a criticat. Se schimbă. De ce? Vine soția de la servici și se apucă să facă mâncare. Deci am zis că vine de la servici, da? Și se apucă să facă mâncare. Vine și soțul de la servici și zice, iubito, e gata mâncarea. Până la urechea ei, Satan, care e prințul, e prea frumos prințul pentru el, nu? Stăpânul, administratorul pentru un timp, că a furat ce nu era lui. A, îi zice-i la, zice la ureche, ai văzut ce ți-a zis soțul tău? Nu e gata odată mâncarea aia. La cuvânt, odată nu era. Nu era în ce a zis el, era numai în ce a auzit ea. Și ea zice, e gata când e gata. <fie> <fie> Și la urechea lui ajunge. Ai văzut ce ți-a zis? Să ți o faci singur. <fie> Serios, nu vi s-a întâmplat niciodată? Măcar odată s-a auzit ce n a zis persoana cealaltă? Serios cel puțin o dată s-au auzit ce n-a fost. Sau mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat de nenumărate ori. Să vină cineva la mine și zic, mai ții minte, mai când mi-ai zis cu tare lucru? Eu mă gândesc, mă, eu am zis niciodată cu tare lucrul ăla. Adică ce auzi persoana și ce am zis eu? <laughs> Pentru că uneori, de multe ori, auzim ce vrem noi. Sau auzim ce ne zice satan. Pe unde? Cum distors distorsionează el ceea ce spunem noi și transformă ceva bun în ceva corupt sau murdar. Amin? Dar noi știm adevărul. Amin? Ok. Um, Ne-am mai uitat aici și vreau să zic asta, pentru că am uitat și Dumnezeu mi-a adus aminte din nou. Cine are un sentiment de eșec în el, va vorbi și va proiecta eșecul peste alte persoane. Și știți ce formă? Sub formă de critică. Așa că fiți atenți de la cine auziți sau cine vă spune dacă este de la Dumnezeu sau nu. Pentru că uneori proiectăm o critică pentru că noi ne simțim eșuați și nu suportăm altceva decât acel lucru sau încercăm să ne echilibrăm. Așa că fii atent atunci când vrei să spui cuiva ce ți-a zis Dumnezeu, să vezi dacă nu e din tine. Amin? Dar eu, biserica asta e sinceră și știu că ea face ce trebuie. Al doilea lucru, care e primul lucru, să gestionezi. Ce auzi? Al doilea lucru, să gestionezi cum auzi. Cum auzi. Luați seama, deci, la felul cum auziți. Că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ceea ce îi se pare că are. E un lucru interesant. Vi s-a întâmplat să auziți altceva decât a zis Dumnezeu? Nu? Dumnezeu zice, am planuri mărețe cu tine. Și tu de acolo pui accentul și ții minte numai mărețe și tine. Nu Dumnezeu și mărețe. Mă înțelegeți? mi s-a întâmplat săptămâna trecută. Un slujitor mi-a zis, când mă rugam pentru tine că am nevoie de rugăciune, vă dați seama, noi avem nevoie de rugăciune, când mă rugam pentru tine pentru mesaj, am văzut mâna lui Dumnezeu și eu ce am auzit. Că Dumnezeu mi-a zis, ia din palma mea tot ce ai nevoie. Asta am auzit eu. Hai să vă ce a zis Dumnezeu de fapt. Am pus în palma mea... Nu, era alt cuvânt, cu P. Stai. Deci am uitat ceva de ce nu? Am pus în palma mea ce consider eu că are nevoie biserica. Dar eu am auzit că a pus în palma lui ceea ce am eu nevoie. De unde și până unde? Dumnezeu a zis, ok, o să pun la dispoziția ta, duminică, ceea ce văd eu care are nevoie biserica. Dar eu am auzit, o să pun la dispoziția ta ce ai tu nevoie. Adică eu. Mă înțelegeți? Deci a fost așa de simplu și în capul meu a intrat cu totul altfel. O săptămână întreagă am crezut asta și i-am zis și la Marin. Dumnezeu a pus în mâna lui tot ce am eu nevoie. nu că n-ar fi adevărat, dar... eu zic, i-am zis, eu trebuie doar să iau. dar e o mare diferență. Pentru că una e ce gândesc eu că am nevoie și alta e ce consideră el că am nevoie. Înțelegeți ce vreau să zic. Poate fi cu totul alt lucru. Dacă el consideră că e nevoie de ceva, îmi va da lucrul ăla și după aceea eu mă frustrez că mi-a zis că îmi dă tot ce am nevoie și nu mi-a dat. Trebuie să fiu atentă la cum aud lucrurile. Amin? important asta. Dumnezeu zice să faci ceva special. Tu te-și ajută pe cutare. Și tu zici, Doamne, atât, viața mea atât de ocupată, eu sunt, nu mai știu, n-am timp nici să respir. Zicem asta, n-am timp să respir. Nu mai ziceți așa ceva. Nu mai ziceți că nu aveți timp să respirați, că poate nu mai respirați după aia. Zice, fă un lucru mic. Poate cineva are mare nevoie de un gând. Poate depinde o decizie importantă cu viața lui. Și mi-a plăcut că am văzut imaginea asta cu peștii. Dacă o pui, Rita, te rog. S-ar putea ca cineva să se nece, să se naibă aer, sau să naibă hrană, sau să naibă ceva și tu ești preocupat să asculze Dumnezeu. Ce faine când a ajuns pe cineva, nu? Ce împlinit te simți. E adevărat? Pune apă peste cineva care are nevoie. Și atunci Dumnezeu îți va vorbi tot mai mult. Spune cu mine, tot mai mult. Dacă nu ascultăm de Dumnezeu în lucrurile mici, nu vom auzi lucrurile mari. Nu le vom auzi. Așa este El. Cine a auzit de Iosif și frații lui? Știți povestea. E prima mea predică de acum 21 de ani. La copii, desigur. Dar mie, așa impact a avut asupra mea, Iosif. De mult timp a fost preferatul meu, până când mi-am dat seama că nu trebuie să fie preferatul meu. Că e prea lungă povestea și visul s-a împlinit foarte greu. Am zis, nu mai, gata, nu mai vreau asta. Nu mai îmi place povestea asta, gata. Dar, vă aminte? Iosif primește un vis de la Dumnezeu cum că frații lui, familia lui, se vor închina în fața lui. Da? Și el merge la frații lui și le zice, mă, voi, că el era și mai mic. Și era de frații lui, tank, tank. Era, cum să zic, tratat, într-un anumit fel. Și merge el la frații lui și zice, mă, vă vă dați mare acum. Dar într-o zi, Dumnezeu mi-a zis că o să vă închinați înaintea mea ce au făcut frații lui, bravo, doamne, îți mulțumim. L-au luat, l-au legat, l-au dezbrăcat și l-au băgat într-o groapă. Și au vrut să-l omoare. Dar s-au gândit, unul din ei a zis, mai să nu-l omorăm totuși. Și l-au vândut ca sclav unei caravane și caravana l-a dus în Egipt, l-au vândut acolo și a fost mulți ani sclav în Egipt. Până să ajungă ce ne trebuia să fie. Ce a auzit Iosif din... Ce a înțeles Iosif din visul ăsta? cum ceilalți se vor închina lui, Ii se vor închina lui, nu? Asta. El n-a înțeles, a trebuit să învețe toți ani aia, că să fii lider nu înseamnă că alții să te slujească pe tine. Înseamnă ca tu să, slujești, să slujești cât mai mulți oameni. El asta n-a înțeles. Că nu-i despre cine îi se închină lui, e despre ce lucruri va face el pentru alții. Că despre asta a fost în final. Amin? I-a vorbit Dumnezeul Iosif. Da, trebuia Iosif să le spună. Ha? Eu zic că da. Dar cum? Cum e important să știi? Ok. Dumnezeu, mă, trebuie să, Versetul ăsta e... L-am digerat zile întregi. Dumnezeu dă har și împuternicește pe cel care e smerit. Și spune așa în Iacov, însă el dă un har și mai mare. Deci pe mine, mă, un har și mai mare. Există așa ceva? Adică cuvântul har e complet. E complet. Nu ai nevoie de mai mult. E tot. Și el zice, dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți ele dă har. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului. Aici împotriviți-vă, cuvântul împotrivi, a se împotrivi apare de două ori. Nu te poți împotrivi lui Satan dacă Dumnezeu ți se împotrivește ție. Repet, nu te poți împotrivi lui Satan dacă Dumnezeu ți se împotrivește ție. Și cum poți să nu-l ai pe Dumnezeu împotriva ta? Având și mai mult har. Cum ai mai mult har? Fiind smerit. Pentru că dacă nu ești un om smerit, Dumnezeu ți se opune. Ți se opune, are treabă cu tine. Și când citeam versetul ăsta, mi-am adus aminte de. A împotrivi înseamnă a se pune contra. Imaginați-vă tabloul ăsta, Dumnezeu care se pune contra ta. Imaginați-vă dacă puteți, pe mine mă înfioară, mi se face pielea de găină. De găină, adică, de găină. Dacă tu nu ai o inimă smerită, tot te împingi de un zid și nu vei trece până nu vei învăța lecția pentru că trebuie să ai o inimă smerită. Și în timp ce citeam versetul ăsta, mi-am adus aminte când eram copil, îmi plăcea foarte mult rugby. Mai mult decât fotbalul. Nu să-l joc. Știți ce e ăla? Cine știe ce e rugby? rugby? Rugby, Toți. Era foarte, nu mai știu, cred că era în 70 spre 80 ani și România atunci, țin minte, era foarte bună echipa asta. Și eu eram nedezlipită când era de televizor. Putea să mă bată mama cât vreau. Eu nu plecam de acolo. Trebuia să văd meciul. Îmi plăcea Pantera Neagră, se numea. Era un tip negru care, mă, se părea că în 5 secunde ajungea în cealaltă parte a trenului. Mă fascina. Dar cel mai mult îmi plăcea Haka, de la Noua Zeelandă. Știți? Teron, teron. Nu știți? Ok. Sunt fată, să știți. Așa de mult îmi plăcea și știți ce m-a șocat? cum erau unii care împingeau ca alții să vină din spate să treacă, să facă exeu, să treacă de linie. Și Dumnezeu mi-a zis, când tu mă lași în fața ta și recunoști că eu sunt Dumnezeu, eu împing totul și tu vii după mine. Mă înțelegeți ce zic? Eu împing totul și tu vii după mine numai cu mingea. Și eu pui jos după aia, după linie. Și ai înscris. Mă înțelegeți? Asta face Dumnezeu. Dar când noi ne gândim, mă, dar stai mă, că am destul de experiență deja. Hai serios, nu. Doamne, ca să stai pe tușă un pic. Că e obositor să depind de tine așa de mult. Ați fost în situația asta? Să fii obositor? Să depinzi de Dumnezeu? Și parcă ai vrea un pic să depinzi de tine? Ador ești o matur. Și atunci Dumnezeu zice, ok, de, eu nu o să stau pe tușă. Nu o să stau nici pe bancă. Eu o să mă duc în echipa adversă. Așa face Dumnezeu, asta a zis. Stă împotrivă. Împotrivă înseamnă să lupți în, în echipa adversă. Și știți cum să Dumnezeu așa? Așa se stă. <laughs> Și bine că mi-a luat ăștia. Așa se stă. Nu, no, treci de mine, dacă poți. Nu vi s-a întâmplat să fiți împresurați? Mi s-a întâmplat. Și să nu înțeleg ce se întâmplă să fiu împresurată și, și, să zic, Doamne, dar ce se întâmplă? De ce nu pot să trec de, de limita asta? De ce nu, Dumnezeu, mă rog, nu, nu pot să trec de limita asta sau cealaltă? Ce se întâmplă? E pentru că Dumnezeu stă împotrivă. Dumnezeu stă împotrivă și e mai bine să stea Dumnezeu decât Satan. Te întreb, da, de ce? Da, de ce face Dumnezeu așa ceva? Pentru că dacă nu face El, o face Satan și te face knockout. Trebuie să înveți. Vă puteți imagina faza asta cum Dumnezeu împinge? Să vă pun niște imagini. Haide! Ați văzut? Imaginați-vă pe Dumnezeu așa. Când ne lași în fața ta. Nu te gândi, Doamne, lasă-mă un pic pe mine. Am obosit. Toată ziua rugăciune, toată ziua dependență. Dacă nu ești dependent de Dumnezeu, ești dependent de altceva, de altcineva. E important să înțelegem asta. Cred că fiecare din noi am avut moment în care am zis să o luăm înainte. E prea mult să aștept. Am cântat că noi așteptăm și avem răbdare, nu? Doamne, mai că iau un pic înainte, un picuț. Poate așa te stimulezi și pe tine. Cea mai mare greșeală, biserică. Cea mai mare greșeală să lași pe Dumnezeu în urmă și te mergi în fața Lui. Lasă-L pe Dumnezeu în față și El îți face loc. Tu numai te duci și pui mingea jos și ai înscris. Amin? Am simțit, eu mi-am -am cerut iertarea de la Dumnezeu pentru momentele alea în care n-am fost așa, dar vreau, înainte să merg la punctul 3, vreau să, ne, vreau să mă rog, vreau să pui mâna pe inima ta și dacă ai ajuns în situația aia, măcar odată, în care ai obosit, pentru că obosești biserică, când mergi tu în fața lui Dumnezeu, obosești cu de tare și zici, mă, e prea greu pentru mine, e prea mult. Mă obosește prea tare. Dacă ai avut senzația asta, e pentru că tu ai luat-o înaintea lui Dumnezeu, ai făcut să fie despre tine, nu despre El. Ai, făcut, ai ajuns să crezi că tu ești cineva și nu El. Și atunci El ți s-a pus împotrivă. Și ai tot împins și n-ai putut, pentru că ai fost prea mândru. Și Dumnezeu astăzi vrea să, să rezolve cu noi ăsta din apa noastră, din interior. Și vreau să zici cu mine, Doamne, Vine înaintea ta astăzi și te rog să mă ierți. De fiecare dată am luat înaintea ta. Te rog să mă ierți pentru că nu te-am lăsat în fața mea. Pentru că nu am acceptat ca tu să mă conduci. Te rog iartă-mă. Te rog nu mi te împotrivi, Doamne. Aleg să mergi înaintea mea. Renunț la orice mândrie renunț la orice aroganță și declar astăzi că mă bazez doar pe tine. Cuvântul tău va fi în fața mea. Duhul tău cel sfânt va fi în fața mea și eu te urmez pe tine, Doamne. În numele lui Isus. Amin. Vreau să-i dai slavă lui Dumnezeu. Nu e un lucru ușor să se ia Dumnezeu împotriva ta, dar credeți-mă, e mai bine decât să stea satan. Uneori am avut și o tendația când... Uh, V-a plăcut închinarea astăzi, da? De ce credeți că a fost așa minunată? Hm? V-ați gândit, mă, de data asta echipa de închinare a fost mai tare ca data trecută? Hm? V-ați gândit vreodată așa? Vreau să vă spun că nu are nicio legătură. Are legătură cu sfințenia lor, cu dedicarea lor, da. Dar ceea ce face închinarea să fie, ceea ce ne hrănește și ne împlinește, este prezența lui Dumnezeu și punct. Amin? Atât. Poți să fii tu cât de bun la cântat. Poți să fii tu autosuficient să crezi că ești cel mai sfânt. Dumnezeu nu se prezintă. Că nu îl pui pe el în față. Sau am auzit de multe ori când vin oameni care ne vizitează prima dată, zic, mă, mă, dar ce, ce atmosferă, ce bucurie, ce iubire simțim. De ce credeți că e așa? Că zâmbim? Și, Și Joker zâmbea din filmul. Batman. Nu e despre zâmbetul tău, deloc. Că poți să zâmbești cât e lumea. Dacă în inima ta ai anxietate, ai frustrare, ai critică. Dai aia. nu e despre zâmbet, e despre a-L pune pe Dumnezeu în fața ta și a zice, Tată, pune dragostea ta în fața mea să se vadă. Când vine un om, să te vadă pe tine, să vadă dragostea ta, nu ce fac eu. Amin? E despre prezența lui Dumnezeu în fața noastră. Al treilea punct. Fii atent la ce auzi. Și acum am venit la Iona. Fii atent la ce auzi. Cuvântul Domnului a venit la Iona, fiul lui Amitai, și i-a zis, scoală-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei că și răutatea ei s-a suit până la mine. Dar Iona s-a sculat să fugă la Tarșiș, departe de fața lui Dumnezeu, adică de prezența Domnului. El s-a dus la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea spre Tarșiș. După ce a plătit prețul călătoriei, s-a urcat în corabie ca să meargă împreună cu marinarii la Tarșiș, departe de fața lui Dumnezeu. Și nu mai citesc mai departe, dar Știm ce urmează cu Iona, ce se întâmplă cu el. Îi vorbește Dumnezeu din nou. Cum? De data asta. Prin circumstanțe. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți ca în burta unei balene? Să te ceva de peste tot, așa, din toate părțile? Sigur, da. Într-un fel sau altul. De ce? e pentru că Dumnezeu îți vorbește prin circumstanțe. Ți-a vorbit cândva altfel și acum îți vorbește prin circumstanțe și nu ești de acolo până când ce? Nu te pocăiești. Nu e altă variantă. Când te-ai pocăit de neascultare, se deschide gura balenei sau cum a fost el, a fost proiectat. Amin? Când Dumnezeu te-a vorbit să faci ceva, tu n-ai făcut, el te lasă, tu ajungi din propriile alegeri, împresurat, și îți vorbește din nou, până când nu te-ai pocăit, nu ești de acolo. Când te-ai pocăit, ieși. E simplu, nu? Așa că trebuie să fim atenți la ceea ce ne zice Dumnezeu. Pentru că altfel, ce facem noi când Dumnezeu ne vorbește? Ce decizi tu să faci când Dumnezeu îți vorbește? Împlinește. Și dacă împlinești, îți va vorbi tot mai mult. Ascultați-mă bine, eu, dacă Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă zile, puteți veni la mine să-mi spuneți dacă ceea ce zic acum e adevărat sau nu. Când tu asculți în lucrurile mici pe care ți le vorbește Dumnezeu, Dumnezeu îți va vorbi lucruri mari. Tot mai mari. Așa face El. Amin? Altfel, s-ar putea să fii frustrat și se gândești, mă, mie nu mai vorbește, mie nu mai îmi spune, mie nu știu ce. În fiecare dimineață, biserică, vă rog să vă ridicați în picioare, în fiecare dimine dimineață spune, Doamne, ce îmi vorbești? Eu am avut uh, momentul ăla în care Dumnezeu mi-a vorbit când eram în concediu cu apa limpede. Și de atunci Dumnezeu mereu îmi vorbește ce mai scot eu din apa aia care o tulbură și nu este limpede. Mi-a vorbit primul lucru pe care mi l-a zis, mi-a spus despre bârfă. Și a zis, doamne, eu nu bărfesc. Eu, eu urăsc bârfă, nu-mi suport. Și mi-a arătat exact când am făcut-o. Nu ai cum să te fofilești de Dumnezeu. Mi-a zis exact atunci, oh am scos afară. Am zis, nu las gunoiul ăsta să-mi altereze apa mea din interior. Apoi mi-a zis de îngrijorare cu privire la copii. Nu las gunoiul ăsta să-mi păteze, să-mi altereze apa din interior. Mi-a zis o listă. Dumnezeu ne vorbește. Ce-ar fi ca tu în fiecare dimineață să zici, Doamne, ce-mi vorbești cu privire la mine? Cu privire la viața mea, cu privire la caracterul meu, ce-mi vorbești că vreau să fac? Deci chiar vreau să fac ce spui tu. Oricât de greu ar fi, oricât de ridicol ar fi, oricât de nu știu ce, vreau să fac. Vreau să te ascult. Și dacă tu faci asta, vei primi și pentru alții. Vei primi gânduri pentru alții, vei primi vorbe vei auzi sau vei citi sau Dumnezeu îți va vorbi prin orice circunstanță pentru altcineva și atunci te duci și dai cu binețe dai binecuvântare persoanei o ajuți, o ridici nici nu știi în ce fel poate să conteze așa de mult și apoi când faci aia Dumnezeu îți vorbi despre lucruri și mai mari că noi vrem să le auzim doar pe la mari Biserica noua generație și dragi, dragilor, Dumnezeu iubește să ne vorbească. E în inima lui cine e El. El comunică. Abia așteaptă. Faceți liniște în inima voastră și puneți în practică ce vă zice. Că asta e o okay, cheie ca să auzi mai mult. Amin? Dumnezeu iubește biserica asta o iubește o, ca orice altă biserică. Dar vreau să vă spun ce e în inima lui. O iubește și vrea să ne crească. Cine de aici vrea să crească? Știți cum creștem? Spune așa, prosperați în toate lucrurile. Puneți voi în, în, în chestia asta cu toate. Ce felie vreți voi? Financiar, sănătate. Câte felii vreți voi? Prosperați în toate lucrurile, așa cum prosperați spiritual. Așa, asta este principiul. Haideți să creștem spiritual. Pentru că pe celelalte lucruri le vom primi de la el. Amin? Hai să punem principiul lui și vom prospera în toate. Amin? Vreau să spui cu mine, Doamne, astăzi aleg să cred vocea ta. Vocea ta bună, desăvârșită perfectă pentru mine, familia mea și pentru cei din jur. Ajută-mă să aud și să împlinesc, să citesc și să împlinesc. Astăzi renunț la orice duc demonic care mă îndeamnă să fac așa cum cred eu lucrurile. Astăzi renunț la orice duc demonic care pune în mintea mea să fac ce vreau eu și să găsesc în Biblie asta. Doamne, astăzi iau cuvântul tău ca adevăr. Îl pun în inima mea. Îl împlinesc. Și sunt gata să aud vocea ta.